Actuala coaliție de guvernare își pune proprii oameni la conducerea televiziunii publice naționale TVR. Ca și în alte cazuri, aceștia au numit în funcție o persoană fără competențe în domeniu. PNL și USR insistă să numească la conducerea TVR o activistă de partid care, în loc să fie demisă pentru că și-a folosit poziția publică pentru a susține PNL, la modul cel mai deșanțat pe postul național de televiziune, a fost promovată. Nu-s de acord. Nu cu activiste de partid, dar știu despre cine e vorba. Despre o doamnă care a avut niște greșeli. Da, nu. Nu sunt de acord cu treaba asta. Bine, eu sunt bătrân. Nu, de mine depinde treaba asta. Au pus la conducere o... Nimeni mai puțin pregătită, din punct de vedere profesional. Rămâne să vedem dacă că e interimar, dar eu știu. Până la urmă tot ea o să rămâne. Pe sistemul deja consacrat de guvernul Orban au fost puși patroni de pompe funebre la conducerea unui spital. O altă situație controversată a fost numirea în fruntea spitalului din Câmpeni, pe Valentin Tiberiu Gog, consilier local PNL, economist, director comercial al unui restaurant, care s-a remarcat printr-o postare în care arăta că noul coronavirus poate fi combătut cu 3 aspirine de 500 de grame dizolvate în suc de lămâie fiert cu miere și că ventilatoarele nu au fost niciodată necesare și nici unitatea de terapie intensivă. Sincer, n-am făcut politică niciodată, dar nu putem scăpa de ea, că vrem ne lovim de politica asta. Și cel mai urât lucru, că nu pui omul după capacitate, după ceea ce știe să facă, și îl pui politic să alege praf. Așa s-a ales praful și dacă mergem tot așa, să alege praf. Actuala coaliție de guvernare a ținut ascunse CV-urile persoanelor propuse pentru ocuparea funcțiilor de directori interimari la TVR și SRTV până în ultima clipă, înainte de începerea ședinței Comisiilor Reunite de Cultură.